Da, Dumnezeu vorbește și astăzi. Dumnezeu vorbește întotdeauna. Dumnezeu întotdeauna are ceva de spus. Dumnezeu este disponibil, este gata să-ți transmită mesajul dragostei sale, dacă tu îți faci timp să-L asculti. Însă de atâtea ori suntem prea obișnuiți cu închinarea, prea obișnuiți cu cântarea, prea obișnuiți cu mediul acesta al părtășiei. Și plecăm acasă și goi și neputincioși, pentru că ar fi vrut Dumnezeu să ne vorbească, dar noi am fost ocupați, obosiți, osteniți. În seara aceasta, înaintea noastră, sunt aproximativ 2000, 2400 de cuvinte. Cuvinte care au schimbat radical lumea. Cuvinte care au o autoritate extraordinară. Lumea în care noi trăim a fost schimbată și marcată de această predică rostită de cel mai mare predicator al istoriei. Numele lui este Isus Hristos. Fericirile cuprind o serie de mesaje, o serie de cuvântări pe care bunul nostru Mântuitor a ales să le rostească. Denumim generic textele acestea ale Scripturii, aceste 2000, 2400 de cuvinte, predica de pe munte. Această predică de pe munte conține în primul rând învățătură pentru suflet pastilele minunate pe care Dumnezeu ți le dă. Și dacă le iei zilnic, sănătatea ta spirituală va crește. Dacă le iei constant, sănătatea ta spirituală va spori. Dacă ții cont de ceea ce Dumnezeu îți spune înaintea ochilor, vei crește din punct de vedere spiritual și vei fi util. Vei face lucruri frumoase cu Dumnezeu pentru Dumnezeu. Această predică de pe munte conține deci învățătura Domnului nostru Isus Hristos pentru sufletele noastre. Dar în același timp, mesajul predicii de pe munte este o îndrumare, nu doar o învățătură, este o îndrumare pentru toți cei care se află în dificultate. Pentru toți oamenii aflați în probleme, în ecazuri pe care uneori viața i-a trântit la pământ. Nu știu ce să fac atunci când se confruntă cu divorțul, cu recăsătoria. Nu știu cum să acționeze atunci când sunt prigoniți, când sunt loviți, când li se cere să meargă o milă, când li se cere haina! Învățătură pentru suflet, îndrumare pentru oamenii aflați în dificultate. Dar cuvântul lui Dumnezeu nu se oprește aici. Această predică specială este și o încurajare. O încurajare pentru noi. Pentru noi, cei din timpurile de astăzi. Hristos Domnul alege să ne vorbească despre simplitate. Și mai ales despre trăirea autentică lângă Dumnezeu. Pentru că ce ne lipsește uneori în viața de zi cu zi este tocmai această simplitate ce ne deosebește pe noi de copii, uneori această simplitate. Copilul, dacă are o sticlă, se poate juca cu ea ore în șir fără, fără să se plictisească. Pentru că copilul este ancorat în prezent, și știe să se raporteze într-un mod simplu, nu simplist, simplu la ce se întâmplă în jur. Vreți binecuvântare? Vreți victoriile despre care fratele Beni ne predica? Trăiți simplu. Trăiți în simplitatea cerută de Dumnezeu. Ne complicăm viața, uneori și viața de credință. Unii cred că dacă înconjoară biserica de 24 de ori, și dacă o fac și în genunchi, cu siguranță ori Dumnezeu, dacă nu Dumnezeu, Sfântul Petru, le va turna în cap mirul binecuvântării și harului Dumnezeu. Alții cred că dacă vor urca treptele lui Petru de acolo, din Cetatea Eternă, Cetatea Romei, da? Noul Babilon, vor primi harul Divin. Alții cred că dacă iau la rând toate bisericile. Și se duc din biserică în biserică, din loc, din loc în loc. Și caută, vor găsi anumite lucruri. Când Cuvântul lui Dumnezeu este extrem de clar și simplu. Dacă vrei fericirea, dacă vrei mântuirea, dacă vrei binecuvântarea, dacă vrei să trăiești la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu, trebuie doar să-l crezi pe Isus pe cuvânt și să faci ce cere El. Să-ți faci ce cere El. Dragul meu, Hristos vorbește în textul acesta al predicii de pe munte despre simplitate și trăire autentică. Dar mai vorbește despre ceva. Un subiect tare delicat. Despre suferință. Dar și despre fericirea pe care Dumnezeu o dă celor ce suportă, celor ce rabdă, celor ce până la capăt duc lupta, celor ce nu renunță, celor ce sunt perseverenți, celor ce calcă pe urmele Domnului Iisus, celor ce au ochii atintiți către răsplătire, către binecuvântarea Lui Dumnezeu. Hristos ne vorbește despre suferință și despre fericire. Hristos ne vorbește în textul acesta despre slujirea eficientă a semenilor. Vă spuneam încă de la începutul acestui serviciu divin că această predică a Domnului Isus Hristos a fost numită platforma împărăției lui Dumnezeu. Adică principiile pe care Hristos le enunță pentru o viață sănătoasă, în fericire, într-o comunitate sănătoasă, fiind fericită în prezența lui Dumnezeu. Ca să slujești eficient oamenii. De obicei ne interesează mulțimile, dar Hristos de fiecare dată în mulțime a identificat o persoană. În mulțime a identificat problema. În mulțime a identificat pe cel care trecea prin dificultate și a slujit Domnul semenilor. Creștinismul înseamnă să te pui în slujba semenilor tăi. Și nu-i ușor. Și nu e ușor. Câte critici că faci sau nu faci ce ar vrea alții să facă sau să faci. Cât de greu este să te pui în slujba semenului tău. Câteodată unii te privești și spun, dar cine ți-o ceruție părerea? Dar ți-am cerut eu ție ajutorul? Ai vrea să-i ajuți pe unii, dar unii refuză ajutorul și totuși Dumnezeu ne cere prin mesajul acesta să slujim într-un mod eficient semenii în generația de astăzi. Însă ceea ce este cel mai frumos, Hristos vorbește aici nu doar despre simplitate, suferință, slujire eficientă, ci Hristos vorbește despre spiritualitate, despre disciplinele spirituale, despre modul în care tu, dacă te rogi, îi vei trezi pe cei de lângă tine și te vei trezi pe tine însuți. Te vei transforma pe tine și îi vei transforma și pe alții. Dacă postești, vei atrage prezența lui Dumnezeu peste tine. Dacă dai celor aflați în dificultate, dacă ești milos cu cei aflați în necaz, Dumnezeu te va hărui. Ce frumoase sunt aceste teme, cât de actuale sunt și cât de necesare sunt pentru noi creștinii. Hristos Domnul de pe munte a avut o învățătură clară, concisă, pentru că, vedeți, sunt 2000, 2400 de cuvinte în aceste capitole. Însă acest cuvânt de învățătură care începe cu fericirile și care continuă cu lecții de trăire practică, autentică lângă Dumnezeu, de fapt, oglindesc caracterul creștinului. Adică, ce trebuie să faci tu? Nu neapărat ce trebuie să spui, ci ce trebuie să faci. Cum trebuie să te raportezi într-un mod corect la situațiile din viața ta? Cum trebuie să te raportezi într-un mod corect la ceea ce se întâmplă în jurul tău? Pentru că caracterul creștinului este dovedit prin comportamentul de zi cu zi. Unii spun că avem ca caracter, dar caracterul pe care îl au este dovedit de comportamentul de zi cu zi. Nu doar atunci când te vede șeful, nu doar atunci când te vede prietenii, nu doar atunci când te văd copiii, nu doar atunci când te urmăresc prietenii, oamenii din jur, ci în fiecare zi, Comportamentul nostru denotă caracterul nostru. Și un comportament adecvat aduce după sine un caracter integru. Și astăzi, în societatea în care noi trăim, este nevoie de oameni integri. Doamne, ridică tu! De oameni integri, integritate înseamnă să fii întreg. Nu doar la minte, ci vorbele tale, vorbele tale să fie puse în practică. O cât de frumos vorbim uneori. Și cât de dureroase sunt mesajele pe care le transmit bătrânii noștri. Cât de grozave sunt vorbele de duh ale bătrânilor noștri care dovedesc ce este de fapt în ADN-ul nostru, al neamului românesc, să nu faci. Ce face popa? Da? Să nu faci ce face popa, să faci ce spune popa. Și dintr-o dată ne învață societatea, lumea în care noi trăim, românismul nostru balcanic, că se poate trăi fiind fariseu. Se poate trăi așa, vorbind frumos și trăind urât. Se poate într-o lume murdară, dar la Dumnezeu, care contabilizează totul. Nu se poate. De aceea, caracterul creștin. Este dovedit de comportamentul de zi, de zi. Dar caracterul mai este dovedit și de comunicare. Ce vorbe rostești? De ceva timp mi-a pus Domnul pe inimă, și cu ajutorul fratelui Nicu, transmit în fiecare zi un mesaj de un minut, un minut și zece secunde pe mijloacele acestea de comunicare în masă, și chiar astăzi, fără să ne dăm seama. Mesajul pe care l-am rostit, poate l-am intitulat astfel. Ce vorbe rostești? Care sunt vorbele pe care le rostești? Vorbele tale te dau de gol. Vorbele tale te dau de gol. Vorbele rostite de tine dovedesc comportamentul și mai ales caracterul integru sau nu. Un creștin autentic vorbește frumos. Vorbește frumos. Și acasă, și la masă, și cu copiii, și în gând. Pentru că uneori rostim cuvinte nerostite. Și dacă pe acest video proiector uneori s-ar expune gândurile noastre, cred că am fugit toți din locul acesta. Cred că am fugit toți din locul acesta pentru că uneori gândurile noastre sunt. Gânduri de răzbunare, gânduri rele, gânduri de nenorocire, nu ca și gândul lui Dumnezeu, gând de pace, gând de binecuvântare. Dragii mei, comportamentul denotă caracterul. Caracterul este dovedit de comportament și de modul în care comunici. Comuniune. Cuvântul acesta, comunicare, are în sintagmă ceva deosebit, provine de la cuminecătură. Cuminecătură. Cuminecătura în limbajul arhaic era modul în care creștinul se oprea la Sfânta Biserică și se împărtășea cu trupul și sângele lui Hristos. Avea o comunicare cu Dumnezeu. Într-o zi, Petru s-a dus la focul de cărbuni în curtea mare lui preot. Și acolo a vorbit. Și acolo a vorbit. Ce a vorbit, nu este scris. însă ce este scris, vă spun. La un moment dat o femeie, o slujnică, se oprește în dreptul lui Petru și îi spune așa: Băiete, nu cumva și tu ești de a lui? Nu. Cum să, cum să, cum să nu? Cuvintele tale te dau? Te dau de gol. Dragul meu, dacă rostești cuvinte frumoase, ai un caracter frumos. Dacă rostești cuvinte mizerabile, continuați dumneavoastră silogismul, logica acestei argumentații. Cuvântul pe care tu rostești arată apartenența ta. De aceea, dragii mei, în cea mai celebră predică rostită vreodată, Hristos Domnul ne vorbește despre importanța comunicării. Cum trebuie să vorbim? Cum trebuie să vorbim. Și aici, din pasajul pe care vi l-am citit în această zi, putem învăța trei lucruri. În primul rând, sinceritate și integritatea. În primul rând, suntem chemați la o viață de sinceritate și integritate. Cuvintele pe care noi le rostim trebuie să fie adevărate. Angajamentele noastre trebuie respectate. Asta înseamnă că trebuie să ne străduim să fim transparenți, chiar dacă uneori trebuie să ne facem vulnerabili și să trăim în conformitate cu valorile pe care le predicăm. Să trăim în conformitate cu chemarea sfântă pe care Dumnezeu ne-o face. Și asta înseamnă să fii un om integru și să fii un om sincer. Chiar dacă uneori trebuie să te faci vulnerabil în, în comunicare și să arăți că nu ești perfect, că vrei să fii că nu ești cel mai, că tinzi, că te lupți. Trăim în vremea aceasta în care oamenii nu mai știu să fie sinceri. Și atât de ușor ne mințim. Ne mințim ca la meteo uneori. Da? Ne spun ce de la meteo că plouă. Luăm umbrela și o folosim că e soare. Ne spun că e soare. Nu luăm umbrela și ne udă. Tinerii noștri știu. Iubiții mei, E foarte importantă sinceritatea și integritatea. Textul din această seară, pe care vi l-am citit, nu ne vorbește doar de sinceritate, ci ne vorbește și despre suveranitatea lui Dumnezeu. Un Dumnezeu care este peste tot. Trebuie să recunoaștem suveranitatea lui Dumnezeu peste toate aspectele vieții noastre. Știți de ce? Dacă Dumnezeu este suveran, dacă Dumnezeu este puternic așa cum noi pretindem, așa cum noi predicăm, așa cum noi declarăm, așa cum noi ne rugăm, dacă Dumnezeul acesta este atot puternic, atot știutor, este omniprezent, este, iman, este uh, puternic în vorbe și în fapte, dacă credem în suveranitatea Lui Dumnezeu în toate aspectele noastre, trebuie să recunoaștem că atunci când rostim ceva, când gândim ceva, Dumnezeu știe. Și spunea omului Dumnezeu, în psalmul 139 și nu mi-ajunge cuvântul pe limbă și tu-l și cunoști Doamne! Dumnezeu te știe Dumnezeu te cunoaște Dumnezeu cunoaște totul de aceea textul acesta ne vorbește despre această suveranitate a lui Dumnezeu ne vorbește despre suveranitatea lui Dumnezeu peste toate aspectele vieții noastre să trăiești ca și cum astăzi este ultima ta zi Ultima ta predică, ultima ta posibilitate de a te întâlni cu Hristos. Să trăiești la înălțimea așteptărilor lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este suveran și Dumnezeu este sfânt. Și acest Dumnezeu sfânt notează totul, vede totul, aude totul. Și apoi, textul acesta ne vorbește despre siguranță și de credibilitate. Siguranță și credibilitate. Dacă eviți jurămintele, dacă eviți vorbăria goală, dacă eviți mulțimea cuvintelor spuse doar de dragul de a fi spuse, te ferești de fapt de influența răului. Și noi trebuie să cultivăm în viața noastră un caracter sigur și credibil. Suntem noi credibili? Suntem noi credibili? Credem noi ceea ce cântăm? Credem noi ceea ce predicăm? Credem noi ceea ce promitem? Credem noi ceea ce afirmăm? Textul din seara aceasta ne vorbește despre această siguranță. Daul tău să fie da. Și nuul tău să fie nu. Și cei care au rostit da în fața altarului să ducă până la capăt. Aleluia! Domnul este binecuvânteze, frate Ivan. Până la capăt. Pentru că martor între noi și partenerul de viață, martor între noi și biserică, martor între noi și cei din jurul nostru este Dumnezeu, care este suveran și notează totul. Mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Mă rog ca Dumnezeu să toarne harul său peste noi. În seara aceasta, Dumnezeu ne-a surprins. Întotdeauna El ne face surprize. Ne surprinde că pregătește dinainte anumite oportunități în care noi doar trebuie să intrăm. Vă mulțumim că ați făcut parte și ați fost parte împreună cu noi la închinare. Vă mă rog ca Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mă rog ca Dumnezeu să-i binecuvânteze pe oaspeții noștri. Dumnezeu să reverse milă și durare peste România. Trezește, Doamne, România. Trezește, Doamne, națiunea noastră. Vă mă rog ca Dumnezeu să binecuvânteze și Dezeștiu. Și Marian spune amin de acolo. Dumnezeu să lucreze în viețile noastre. Ne ridicăm în picioare și ne rugăm Domnului împreună, dar nu înainte, nu înainte de a vă citi un mesaj pe care Dumnezeu ne l-a transmis. Este o seară a Ungerii, punele în proaspăt, pentru cei ce îl primesc, pentru cei ce își deschid inima, pentru cei ce au inima deschisă. Vreau să vă înviorez vreau să reîmprospetez uleiul din vasele care s-au golit, din cauza valurilor, din cauza problemelor cu ca, care au lovit cu, cu putere. Vreau să-mi arăt puterea și să vindec răni care dor. Doamne, împlinește-ți promisiunea! Doamne, împlinește-ți promisiunea! Doamne, atinge-te și de sora Tatiana Colojoară, care este bolnavă. Doamne, atinge-te de bolnavii noștri. Unii sunt vecini aici la spital. Doamne, leagă rănile care dor. Și ajută-ne, Doamne, să fim sinceri și integri. Ajută-ne, Doamne, să, să credem în suveranitatea Ta. Ajută-ne, Doamne, să fim credibili și să rămânem în siguranță oferită de cuvântul Tău. Și Dumnezeu să aibă milă de noi.